Cifrele de școlarizare aprobate pentru sesiunea 2013 sunt: Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, 223 de locuri, din care 6 pentru romi, 6 pentru maghiari și 3 alte minorități sau etnii. Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, 313 locuri, din care 6 pentru romi și 9 alte minorități, și Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, cu 160 de locuri, din care 6 pentru romi și 9 alte minorități. De asemenea, la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu sunt libere 25 de locuri, la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov sunt 10 locuri, la Academia Tehnică Militară 70 de locuri, la Institutul Medico-Militar 25 de locuri, iar la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I Ploiești se oferă 62 de locuri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia din Boboc sunt disponibile 27 de locuri, iar la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Burgescu alte 8 locuri. Termenul limită pentru înscriere a candidaților pentru admiterea la Academie și instituții de învățământ din Sistemul de Apărare și Siguranță Națională este 14 iunie 2013, iar dosarele de candidat trebuie depuse până la data de 21 iunie 2013. Termenul limită de înscriere a candidaților pentru admiterea în cele două școli de poliție este 2 august 2013, iar dosarele de candidat se vor depune până la data de 9 august 2013. Înscrierile și depunerea dosarelor de candidat se efectuează în zilele lucrătoare între orele 8:30 și 13:00 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Serviciul Resurse Umane, telefon 0260-661-285, interior 20119.